trecut un an, rezultate nu sunt. Nelu iese se plânge că are presiuni politice. Un parlament, majoritate parlamentară, care real ar putea face presiune politică pe domnul nu există. Acei care, acei care ar putea crea majoritatea parlamentară și pune pe el presiune politică sunt fericiți de activitatea lui. Asta eu știu și pe surse și din... ce la cine public? vă referiți? Aceea pe care... Uh, Valde Andronach, Nichi Forciuc, uh, toți ăștia șapte delegați în deplasare de serviciu cu ziua în coaliția cu psrm meu care au făcut Și atunci, o manieră de ce este domnul procuror general? Și... Nu știu de ce iese. Eu, 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 nu, știu. Când un procuror general își permite să iasă să spună că pe el există presiuni politice, păi el trebuie să fie explicit. Trebuie să spună, nu știu, X, Y a pus presiune pe mine să soluționez o cauză sau alta, într-o direcție sau alta. <coughs> în fel și chip. Iată, atunci, atunci, atunci. Nu accept, reject și așa mai departe. Și el iese și se plânge la general despre faptul că asupra lui există presiunea societății, poate există, poate o simte. Poate simte că oamenii se revoltă când face uh, amicități deschise cu un uh, lider a unei grupări criminale organizate care a pus scheme internaționale fără precedent în Aveți zona. Poate. Maton, spuneți -o sigur da, da, veci, da. Sau, Nu, nu faceți nicio problemă. Vă spuneți ce concret, e amicitate. Una din deciziile procurorului general, când, domnul care procuror e general, de... general, vă explic. Noastră ați privit interviul cu doamna Natalia Morarea, domnul procuror general? Nu. nu? nu urmăriți agenda publică, dar aveți o opinie. Nu, dar cu privire la ce am opinie? Cu privire la faptul că există sau nu amicități. Nu, Dumnezeu, lui, exemplu, a nu într-un interviu public, da. în cabinetul procuror general, să spună că Veceslav Platon um, pregătește proiecte de cerere de chemare judecată pentru Banca Națională Republicii Moldova. Daia Platon a exact. declarat și public, după am ce știu eu. Declarat. Asta nu e nici Dar eu, da, eu interpretez Dacă asta ca amicitate. Eu citați. Atunci... interpretez asta ca favoritism. eu interpretez asta ca pentru că eu am dreptul să interpretez activitatea unei persoane. Sigur, e Este e foarte oric. serios. Vreau să un om care este acuzat când pe parcursul unui mandat a procuror general 13 judecători care au dat hotărâri în baza cărora s-au scos miliarde cu buna cunoaștere a băncii naționale, a Centrului Național Anticorupție, a Procuraturii Generale, a Procuraturilor Specializate, a Centrului cu Prevenire și Combaterea Spălării Banilor, miliarde, a Consiliului Superior al Magistraturii din 2012, a Președintelui Republicii Moldova. Asta nu este o coincidență, domnule Șan. Asta este, asta este o operațiune sistemică cu implicarea actorilor politici, organelor de supraveghere Și când domnul procuror general, iar eu deloc nu-l cred, cred pe domnul Stoianoglu de om incompetent sau prost. Nu știți ce-a făcut vești, Platon. Și faptul că el, Bun, dar el își permite să-i da calificativ politice. și să o utilizeze ca uh, expert de bază și Platon iese și vorbește în numele procuraturii pe un șir de dosare care comportă importanță de securitate națională și după care face comunicat de doi bani, de o propoziție, asta nu e procuratură generală. Posibil. Posibil. Eu deci, eu pornesc de la faptele care le-ați spus noastre, care văd că sunt fabulații și respect dreptul noastră de a spune lucrul ăsta. Dreptul noastră de a spune că eu, 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 aud... eu vorbesc fabulații, dreptul de este activitatea domnului numai... procuror general. Nu, dar fapte. Nu, de fapte. Arătați-mi să... concret cine a răspuns măcar pentru ceva în țara asta. De... Grup criminal organizat care a uzurpat toate forțele puterile în stat, da, toate. Dacă dumneavoastră negați asta, eu sunt în orice dezbatere publică în fața oricui și fac dezbatere cu dumneavoastră pe subiect. Grup criminal, unii dosarul pe grupul criminal organizat care a preluat controlul nu. Uh, practic. Pe însă, pe însă, nu era un, un, un subiect. Nu, la la te... nu un subiect. Nu, da? nu este, există deocamdată Divem. public uh, claritate ce s-a întâmplat cu dosarele de rezonanță, pe care oamenii, e adevărat, așteaptă niște soluții. Despre furtul miliardului se vorbește deja de cât șase ani de zile. Nu avem deocamdată nimic clar. Din activitatea Procuratură, de care să nu-ți fie rușine pe acest dosar. Nu mai vorbim de pe dosarele care s-au dus în judecată și care acum ne cerem scuze de la cei condamnați.